Salutare și bine am regăsit la un nou vlog, numele meu este Adrian și astăzi vom vedea ce poți mănânci cu 15 lei la 3 dintre cele mai cunoscute fast food-uri din lume, și anume McDonald's, KFC și Burger King. Într-unul dintre vlogurile precedente am cumpărat produse care se găsesc la maximum 10 lei și am avut de unde alege. Acum crescând bugetul la 15 lei, se deschid noi orizonturi și avem mult mai multe produse pe care le putem testa. Dar până să-i dăm bătaie, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o în ultima perioadă. Pentru mine contează foarte mult și vă încurajez în continuare să dați subscribe canalului. Nu uitați să dați un like și un share acest videoclip, să lăsați un comentariu cu care sunt produsele voastre preferate la aceste fast-food-uri și dacă se încadrează în bugetul de 15 lei. Iar acum hai să vedem McDonald's vs KFC vs Burger King în bugetul de 15 lei. Avem aici cele 3 pungi de la cele 3 mari fast-food-uri, și anume McDonald's, KFC și Burger King. Fiecare dintre acestea conține câte 4 produse care se încadrează în bugetul de 15 lei, chiar dacă unele dintre acestea depășesc puțin bugetul, nu cu mult, maxim 15,50 lei. Dar hai să vedem și ce produse am luat și vom începe cu McDonald's. Mă gândesc că este cel mai așteptat dintre aceste 3 fast-food-uri. Dăm la o parte Burger King, dăm la o parte KFC-ul și hai să vedem ce am cumpărat de la McDonald's. Am luat și produse de tip sărat, și anume burger, dar am luat și produse dulci. Să vedem ce găsim. Avem un burger, Chicken McNuggets, un al doilea burger, vom vedea și care este. Și aici avem un cheesecake destul de interesant. Și vom începe cu burgerii și avem aici Quarter Pounder, un fresh deluxe, Chicken McNuggets 6 bucăți și, după cum am spus, avem ceva dulce aici care să se încadreze în acest buget. Vom începe cu burgerii și avem aici primul produs, și anume Quarter Pounder, este un burger și acesta depășește puțin bugetul, este 15,10 lei, dar tot pe acolo, dacă facem o medie pe produse, suntem sub 15 lei. Și haideți să vedem și cum arată. Primul produs este acest Quarter Pounder, care uitați-vă și voi cum arată. Deci arată super mișto, părerea mea. Are carne, are brânză, mai are niște castraveți urați, are sosurile corespunzătoare. Uitați-vă și voi cum arată, părerea mea că arată destul de bine. După cum am spus, este 15,10 lei. Este puțin mai scump decât Big Mac-ul, dar arată, cred că, un pic mai bine, chiar dacă acela are două felii de carne, ăsta arată mult mai bine cu această brânză care aproape curge. Hai să vedem! Deci este efectiv asemănător cu hamburgerul. O mică diferență, cred că are mai mult sos, mai mulți castraveți. În esență este acel hamburger clasic, are același gust, carnea are exact același gust. Uitați-vă încă o dată cum arată. Părerea mea e că arată foarte bine. Brânza aceasta care curge arată destul de mișto și la gust este foarte bun. Dacă ar fi să compar un pic cu Big Mac-ul, cred că totuși aș alege Big Mac-ul, parcă este un pic mai fresh decât acesta. Asta seamănă foarte mult cu un hamburger, deci dacă luați combo hamburger cu 8,80 lei, diferența la acesta constă în faptul că are puțin mai mult sos, are puțin mai mult castraveți. Rest este același hamburger clasic din combo. Cum am spus, are ceapă, are ceva un pic mai mult decât acel hamburger, dar dacă ar fi după mine, totuși aș merge pe un Big Mac. Mai încerc încă o dată și ceilalți competitori, și anume KFC și Burger King, au niște produse foarte interesante, rămâneți până la final să vedeți, dar dacă ar fi după mine, ăsta merită 15,10 lei. Acum ține de preferințe și haideți să trecem la următorul produs. Următorul produs de pe listă este acest Fresh Deluxe, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 15,50 lei, un pic chiar depășește bugetul, nu cu mult, de 50 de bani. Dar uitați-vă cum arată, părerea mea că arată super mișto, deci are castraveți, ăștia sunt fresh, nu sunt castraveți murați. Are salată, are roșii, are brânză și are carnea corespunzătoare. Diferența față de celălalt burger este această salată și faptul că roșiile și castraveții sunt fresh, castraveții nu sunt murați. Și haideți să vedem și ce gustare, deci uitați-vă încă o dată cum arată, părerea mea că arată foarte bine. În 15,50 lei, cred că asta este totuși peste Big Mac, hai să vedem și ce gustare. Foarte bune roșiile, carnea este aceeași ca la hamburger, nicio diferență, dar partea asta de salată, partea de roșii de castraveți, care sunt fresh, este mult mai bun. Este puțin mai ieftin decât multe produse pe care le avem la Burger King, vom vedea și acolo ce produse există, dar părerea mea este că merită. Uitați-vă încă o dată cum arată, are și ceapă, are salata care arată foarte bine, este și gustos, este fresh, deci zice fresh de lux și părerea mea este că merită 15,50 lei. Dar așa că burger, eu zic că testator, mi se pare că este suficient pentru o masă așa de 15 lei rapidă. Evident, nu încurajez să mâncați constant la McDonald's, deci chiar dacă fac vloguri cu McDonald's, KFC și Burger King, nu încurajez mâncarea de la fast-food-uri, dar dacă sunteți în viteză și treceți pe lângă McDonald's, eu zic că merită acest fresh de lux, cum merită și acel Quarter Pounder, mi se pare că 15 lei un preț rezonabil și cred că vă săturați. Cel de-al treilea produs de la McDonald's este acest McNuggets, care în bugetul de 15 lei nu îți dă sos, adică costă nici mai mult, nici mai puțin de 14,50 lei fără sos, dacă luam și sos depășea bugetul. Sunt clasici McNuggets, nu cred că merită să luați totuși acești McNuggets, mai bine vă luați un burger, e mai consistent.
Este clasicul McNuggets, este foarte bun, uitați-vă și cum arată în interior. Deci cam așa arată acest McNuggets. Părerea mea este că nu vă săturați cu acești McNuggets și dacă ar fi după mine, mai bine ați lua un burger. Este mult mai rentabil, sau mai bine luați un combo. Mi se pare că este și mai rentabil să luați un combo, costă 8 lei, 80 parcă. Acești McNuggets sunt 14,50, nu-ți dă sos, nu-ți dă nimic. Și trecem la cel de-al patrulea produs. După cum spuneam, avem aici un cheesecake, blueberry cheesecake. Și haideți să vedem, sper că nu-i pe dos, că dacă acum l-am desfăcut și pe dos, e nasoală treaba. Da, l-am desfăcut cum trebuie. Uitați-vă și voi cum arată acest cheesecake. Părerea mea este că arată foarte bine. Costă nici mai mult, nici mai puțin de 14,40 lei. Uitați-vă și voi cum arată. Deci arată într-un mare fel. Sper că este și la fel de bun pe cum arată. Și hai să luăm o gură. Uitați-vă încă o dată și hai să vedem. Mult mai bun decât cheesecake-ul de la KFC. Am comparat în vlogul precedent în care comparam KFC România versus KFC Austria și cheesecake și mi se pare că ăsta este mult peste. Evident, accelerat 13 lei, ăsta e cu 1,40 lei mai mult, dar chiar și așa se pare că ăsta merită mult mai mult. Deci dacă treceți pe lângă McDonald's, părerea mea este că merită să luați acest produs. Acum nu știu cât este de vechi acest produs, în sensul că ele de obicei vin congelate. Sper că este din 2023, chiar dacă suntem la sfârșitul anului, sper să fie din acest an. Uitați-vă încă o dată cum arată. Arată super mișto și pe interior. Uitați-vă brânza, uitați-vă blue berry cum arată. Și cam acestea au fost cele 4 produse la McDonald's. După cum ați putut vedea, am avut McNuggets, am avut cei doi burger și am avut acest cheesecake blueberry. Părerea mea este că acel McNuggets nu prea merită banii, deci 14,50 este cam mult. Dacă ar fi după mine, totuși aș lua un burger. Acum sunt curios de părerea voastră și chiar vă încurajez să scrieți un comentariu cu care este părerea voastră despre aceste produse. Am terminat cu McDonald's și acum trecem la următorul mare fast-ul și avem KFC. Vom da la o parte Burger King, veți vedea că există surprize interesante și pe la Burger King, dar hai să vedem ce am de la KFC. Și avem, după cum am spus, 4 produse și aici. Primul produs este un Burger Zinger, Burger Booster, un Twister destul de interesant în bugetul acesta de 15 lei și veți vedea că este foarte mișto. Și ultima este această prăjitură. Și haideți să vedem primul produs și anume avem acest Burger Zinger care costă nici mai mult, nici mai puțin de 12,80 lei. Și este mult mai ieftin decât cel de la Mac. Uitați-vă și voi cum arată. După cum puteți vedea, are carne, are salată, e cam sec, cam acesta primiți în 12,80 lei. Mi se pare că este mult prea sec, bucată de carne, un pic de salată și cam atât, nici măcar sos. Deci din start, după cum te uiți la el, nu merită 12,80 lei. Banii ăștia aproape că iei de la McDonald's McChicken, care este 13 lei sau 12 lei și ceva. Dar hai să dăm o șansă să vedem ce gust are. Deci acest zinger, foarte uscat, nu are un sos, nu are nimic, este și picant, mamă, de chiar picant ăsta. Deci uitați-vă și voi cum arată încă o dată. Scrieți și voi în comentarii dacă acest burger merită 12,80 lei. Părerea mea este că nu. Și aveți mult mai multe variante la celelalte fast-uri. Părerea mea este că nu face banii. Trecem la următorul produs. Cel de-al doilea produs de la KFC este acest booster, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 14 lei. Este un dublu booster. Ăsta, într-adevăr, părerea mea este că arată mai bine. Are carnea, are un pic de brânzică, are niște sos, are un castravete murat pus așa acolo să fie. Un pic am dezamăgit de KFC, dacă e să mă întrebați, în banii ăștia. Încă o dată uitați-vă, are ceva sos, are brânză. Să vedem și ce gust are, să nu ne lăsăm impresionați numai de cum arată. Este mult mai bun decât ăla, are mai mult sos și are un gust mai bun. Are și un condiment interesant, este cel de pe Crispy Strips, cred că, pentru că este foarte bun la gust. În bugetul ăsta de 15 lei, eu zic că ăsta merită. Nu cred că merită mai mult decât cele de la McDonald's, dar în comparație cu acel Zinger merită 100% mult mai mult. Ăla nu vă recomand să-l luați, dar ăsta cu siguranță face bani. Părerea mea este că face bani. Cel de-al treilea produs de la KFC este acest Twister care costă 11 lei, deci în comparație cu cel care are carne, ăsta este cu vreo 6 lei mai ieftin. Deci are niște cartofi prăjiți în interior, are roșii, are sos, are salată. Părerea mea este că arată destul de bine. E puțin mai fresh așa, cartofii aia prăjiți nu știu că sunt de fresh, dar roșia chiar e mișto. În 11 lei eu zic că face bani. Uitați-vă și voi cum arată. Și e destul de mare, deja mâncat din ea și uitați cât mai e. După cum am spus, un Twister normal este 17,90 lei, cred că. Acum dacă ar fi să compar cu celelalte produse pe care le-am mâncat până acum, peste Zinger 100%, adică acel Zinger nu l-aș lua deloc. Dacă ar fi să compar cu produsele de la McDonald's pe care le-am testat până acum, nu le depășește niciun produs de la McDonald's. Chiar dacă este un pic mai ieftin decât acei burgeri, eu tot pe acei burgeri aș merge. Al patrulea produs de la KFC este această prăjitură cu cacao care costă 9,50 lei. Părerea mea este că arată foarte bine. Nu știu dacă este mai bună decât prăjitura cu iaurt pe care am testat într-un vlog precedent, dar eu zic că 9,50 lei este destul de consistent și arată destul de mișto. Hai să vedem și ce gust are. Foarte multă cacao, plin de cacao. Este sub acea prăjitură cu iaurt pe care am testat-o într-un alt vlog, chiar dacă este la același preț. Deci vă recomand în acest buget să luați prăjitura cu iaurt. Tot 9,50 lei, arată asemănător, dar că este mult mai bună decât aceasta.
Și acesta a fost și KFC. Eu am testat cele 4 produse, iar dacă ar fi după mine, aș merge totuși pe un dublu booster sau acel twister, dar comparativ cu McDonald's este sub McDonald's în acest buget. Și acum să trecem la ultimul mare fast food de pe listă, și anume Burger King, și să vedem care sunt cele 4 produse care se încadrează în bugetul de 15 lei. Primul produs este acest shake cu caramel, cel de-al doilea produs este acest dublu booster, vom vedea și ce prețuri au. Cel de-al treilea produs este acest combo format dintr-un burger cu nuggets de pui, precum și cartofi prăjiți, similar cu ce găsești la Mac, vom vedea și ce preț are. Iar cel de-al patrulea produs este acest nuggets de pui, care vine la pachet cu un sos. Și acum vom începe cu primul produs, și anume acest dublu cheeseburger, care costă nici mai mult, nici mai puțin de 14,90 lei, deci se încadrează la perfecție în bugetul de 15 lei. Hai să vedem și cum arată. Uitați-vă și voi cum arată acest dublu cheeseburger. Are două bucăți de carne, are brânză, are sos, are niște castraveți murați. Este similar cu ce găsești la McDonald's, care crește, să vedem și ce gust are. Părerea mea este că este foarte bun, deci merită 14,90 lei, dar dacă ar fi să compar cu McDonald's, cred că tot aș lua Quarter Pounder sau un dublu cheeseburger de la ei. Este asemănător, carnea este un pic mai bună, dar cumva este puțin mai sec decât ce găsești la McDonald's. Încă o dată, cum arată? Are niște castraveți murați, are carnea, are brânza, dar dacă ar fi după mine, aș merge tot pe McDonald's. În general, mi se pare faptul că această carne de la Burger King este mai bună decât cea de la McDonald's, dar pe ansamblu, acest burger este sub ceea ce găsești la McDonald's. Următorul produs de pe listă de la Burger King este acest combo, care este format dintr-un burger cu nuggets de pui și acești cartofi prăjiți. Costă 9,90 lei, se încadrează inclusiv în bugetul de 10 lei. Sunt curios ce gust are. La Burger King nu prea fost soluții sub 15 lei, au fost câteva, ați văzut burgerul anterior, dar cred că totuși aș merge pe combo. Deci cea mai bună variantă este acel meniu de 10 lei, mai exact 9,90 lei, de la Burger King. Uitați-vă și voi cum arată. Are nuggets în interior, salată și are sos. Este puțin cam sec vizual. Hai să vedem ce gust are. Sunt niște nuggets de pui similar cu cei de la McDonald's, merită 9,90 lei, este destul de consistent, doar că este puțin cam sec. Dacă bugetul este de 10 lei, merită. Dar dacă aveți buget mai mare, un pic de 15 lei, eu zic să mergeți către McDonald's la cei burger pe care am prezentat încă o dată, Quarter Pounder și Fresh Deluxe. Cred că mâncați mai bine cu 9,90 lei decât cu 15 lei la Burger King, părerea mea. Cel de-al treilea produs la Burger King costă în acest chicken nugget, și anume 6 bucăți. Uitați-vă și voi cum arată, deci sunt 6 bucăți în interior. Costă 13,90 lei și în banii aceștia îți dă și un sos. Deci la McDonald's 6 bucăți costă 14,50 lei și nu primești sos. La Burger King costă 13,90 lei și primești și un sos. Acum scrieți și voi în comentarii ce părere aveți. Mi se pare că este mult mai bună oferta de aici. Să vedem și ce gust au, dar voi desface și sosul să fie corespunzător. Prima gură o să iau fără sos să văd dacă este diferență față de McDonald's. Parcă sunt puțin mai bune aici, un condiment foarte interesant, este foarte bun, să vedem și cu sos. Deci încă o dată, 13,90 lei cu tot cu sos, 6 bucăți. Similar cu McDonald's la numărul de bucăți, dar mult mai ieftin. Dacă aveți Burger King pe lângă voi, părerea mea este să luați acești nuggets, că merită 13,90 lei. Și cu sos, nici n-are rost. Mai iau o gură pentru că arată foarte bine, uitați-vă și voi cum arată, mai ales cu sos, forță rău. Și ultimul produs de pe listă este acest caramel shake, care uitați-vă și voi cum arată, părerea mea este că arată foarte bine. 12,90 lei. În 12,90 lei poți să iei așa ceva. Există mai multe variante, există și Oreo shake, tot în banii ăștia. Am încercat Oreo shake dățile trecute, puteți vedea pe canal vlogurile respective. Hai să vedem cum este acest caramel shake. Ia să vedem. Se simte caramelul super mișto, chiar e forță, mai iau o gură. Deci este peste Oreo shake la toate capitolele. Acum ține și de gusturi, evident, ține și de ce vă place vouă. Vă recomand să luați la 12,90 lei dacă sunteți pe lângă un Burger King. Eu zic că merită, adică chiar e super bun la gust. Se simte caramelul foarte mișto, merită. Dacă ar fi să compar ce am mâncat astăzi în bugetul de 15 lei, partea de burger aș merge pe McDonald's, indiferent dacă este Quarter Pounder sau este Fresh Deluxe, este peste orice burger și ce am mâncat astăzi la KFC și la Burger King. Iar pe partea de dulce aș merge pe acest caramel shake, care este peste tot ce am mâncat astăzi și peste prăjitura cu cacao și peste acel blueberry cheesecake. Mă ține și de voi și de ceea ce vă place și chiar sunt curios care sunt produsele care vă plac în acest buget de 15 lei pe care le-ați testat. Cam acesta a fost și vlogul. Nu uitați să dați un like și la acest videoclip. Evident să vă abonați la canal. Eu am fost Adrian și mai bine până data viitoare.